Astăzi este luni 26 august 2019, mă aflu în Măgureni, din județul Prahova, la sediul Columodromului Internațional Suprem, unde particip la etapa derby finală de la Rezovo, 400 de kilometri. Acum stau de vorbă cu un binecunoscut campion al zonei Prahovei de aici. Este vorba despre domnul Tănăsescu Ion din Urleta. Vă salut, domnul Tănăsescu, ce faceți? V-am prins aici la Columodrom. Așteptăm, avem așteptări mari. Cum e? Câți porumbei mai aveți în final aici? Doi? Doi, am avut doi, am rămas. N-ați pierdut nimic? Nu. Nici la etapa semifinală? Nu. Am înțeles că a fost una foarte dificilă. Am adus trei și unul s-a pierdut cum le-a dat drumul acasă. Bun, deci înseamnă că jucați pe caitar, dacă... Da, au venit, nu pe caitar, mulțumit, măcar ce, sunt... Ce v-a rămas, ca și origini, ce sunt? Ce au unii? Da, porumbei de fond maraton? Da, sau? Da, fond maraton, da. Van der Poel, Agens, care mai am eu între ei. Am înțeles că aveți niște legături cu niște prieteni buni de acolo din zonă, care au lucrat până, da, prin, da, străinătate, da, nu? Da, da, cu Cristi Radu, Mihalache. Exact, exact, da, exact. Crăciunescu, acum e vecin cu mine. Da, vedeți că va crește concurența, ce faceți acolo? Da, ce să facem, e bine, așteptăm, e foarte bine că avem concurență. Trebuie să ridicați ștacheta și mai sus, că am înțeles de la domnul Crăciunescu că vine cu gânduri mari. Vrea să vă bată pe acolo. Nu? Da, și a făcut un cotez frumos, foarte, am înțeles. Foarte hotăr, foarte, e foarte hotăr, nu? Da, da, dar trebuie, da, să, trebuie să vedeți cum faceți, dacă îl lăsați să bată sau îl mai lăsați să aștepte, nu? Trebuie, nu. Este un crescător consacrat, este, nu trebuie să lăsăm, este, noi să bată sau... Este, o, dar o să fie concurența și mai mare. Valoarea porumbei. Da. Cum a mers 2019? Sunteți mulțumit? Da, sunt mulțumit. Eu am schimbat porut, am plecat la UCP. Da. Am fost la FCPR de când mă știu și anul ăsta e primul când am plecat. Și a zburat? A zburat? Din cauza rutei care a făcut-o, nu mi-a convenit. Că n-am vrut să mă duc în două direcții, și pe Bulgaria și pe Ucraina. Și m-am dus întâi, a doua și fond și maraton numai Ucraina. Da, am înțeles, da, că... Da, oamenii porumbei sunt mulțumit pentru schimbarea de direcție. Cum vi se pare ruta? E bună? Mai bună ca pe munte? E bună, a fost mai dur un pic pentru porumbei care am avut pe munte, că mi-am oprit. Hai, porumbei cu norme i-am pierdut. S-ați văzut? Da. Deci s-a adeverit? De... Porumbei cu norme, de ideea care... oas maraton acum un an, care a fost foarte greu, da, i-am pierdut aici pe Ucraina. Și nu vă pare rău după ei acum? Am pare rău, dar știți, mai bine ambițiile sunt mari, am zis că fac ceva cu ei. Ai băgați la mat. Da, dar am mers, pui mai mult, pui tineretul, de 2018. Eu am avut 15 băgați la Ialaneț în toamna trecută. I-am băgat direct Ialaneț. Hai. 15 și au venit 7 în săptămâna, deci ziua a doua, a treia, a patra. Și pe urmă mi-a venit 2 în primăvară. Și ei a 2 din primăvară au confirmat cel mai bine. Ați văzut? Cel mai bine. Deci are 6 din 6 clasate la fond. La maraton băgate 3, Severo Donets, 1 din 3 de 2018. Dar a clasat numai una. Uh-huh. Atât. Dar eu sunt mulțumit că a venit și de acolo. E bine. Mulți nici 9 porumbei. Da, eu sunt mulțumit. Mai am 12 porumbei din 30. Cu câte ați început? Nu mi-e rușine să spun că au rămas decât 12. Bine, dar i-a zburat la blană. Poate. Deci cel mai slab, cea mai mică distanță are 700. Orice porumbel care mi-a rămas în ăștia 12. Fondul maratonul rămâne în continuare etapele, da, noastre, da, nu? Da, da. Au venit și la viteză și la demifond. Deci am, cred că o să iau câteva cupe la campionat. Bravo. Cred eu. Îmi trimite și mie o filmare, da, acolo, dacă, da, faceți, da, la festivitatea, da, de premieră. Da, da, da. La top crescători am văzut că sunt locul 1. Pe etape, da, la 16 etape. Ați rămas în continuare același, da, da, eu... crescători vivaci, așa, și ambițios și tenace. Mai mult, dar n-am timp. Timpul nu-mi permite, aș fi vrut mai mult. Nu vă permite, este? E, nu, greu, nu? Nu, sunt cu serviciul care îl am, la intervenția, știu când plec, nu știu când vin acasă. Așa e, da, da. Și n-aveți pe nimeni pe acasă, pe acolo, e, care să vă ajute? Soție, da, una e să stai tu între ei și alta, nu, e... Nu, mă gândeam că mai e vreun bărbat ceva pe, nu, acolo. Nu, e băiatul, nu, dar nu... Vreun fiu ceva, da, nu-i plac vorbei. Nu, nu, sau îi duce, dacă trebuie să-i ducă, îi duce el. Da, nu e nicio problemă. Acum ați început zborurile de toamna cu, da, pui, cu, pui, cu ce, da, numeri? Da, eu am început cu 30 și m-am, nu, 28. Nu, nu, te-ați făcut 3 etape sau 4? Și acum băgăm la Taraclia. Acum în sal de 110. Am înțeles că Taraclia este o etapă destul de grea. Da, să știți că și în primăvară la maturi Taraclia a fost foarte grea. Este? Deci, până acolo nu pierdusem niciun porumbel. Și acolo am început să mai... Dar cum faceți de pierdeți așa de puțin? Uite, mă refer acum la pui, de exemplu. Doi pui în, păi, trei... nici nu țin mulți. Trei etape. Da, îi vaccinez la timp. Deci contează mult numericul. Nu-i țin ghesuiți. Curățenie cât de cât, da, nici exagerată, că nu e bine nici așa, că nu-și, da, mai fac imunitate. Așa e. Și la mine pui în matcă, nu fac curățenie decât de 2-3 ori pe an în matcă. Și n-am grătare. Și uscat pe jos. Da, bineînțeles. Și ei își fac imunitate. Dacă, da, îi ții oarecum așa în curățenie
exemplare, le-ai băgat la mașină deja. Știu. E grav. Cam asta e riscul, într-adevăr, când le faci o curățenie excesivă. Da, asta am învățat în timp. În timp, da. Pui... Ați rămas unul dintre liderii zonei pe aici, din câte... Da, nu, că sunt cel mai, nu sunt cel mai, sunt și mai în vârstă ca mine, dar... Nu neapărat, în funcție de vârstă, da? Noastră... Un crescător care se implică și în organizare, un crescător care zboară etapă de etapă... Toate etapele din plan. Eu zbor toate etapele din plan și la pui și la amatori. Cap-coadă, da. Tot. Ia spuneți, în primăvara, când vă formați perechile de matcă, după ce criterii vă ghidați? Ce urmăriți? Pedigree? Rezultate? Cum arată la mână? Rezultate. Rezultate, nu? Da. Cu pedigree n-am achiziționat porumbei cu bani mulți. După la prieteni, de la... am mai și luat. După la Columbodrome mi-am luat înapoi. Da. Da, am unii care am avut la Columbodrome la corabie, i-am luat 2 ani la rând. I-ați luat înapoi? Bun, da. Am porumbel care a avut locul 17 la finală, 29 as. Sunt porumbei care confirmă. Au confirmat și care producători după aia, în crescătoria dumneavoastră? Da. E o chestie bună, într-adevăr. Da, pentru că știți materialul, îi luați și verificați direct, zburați și pe altă rută. Da, au fost doi frați, unul mi-a cumpărat un lungofil în Turcia și pe la primul l-am luat eu. Vi l-ați dat înapoi. Da. Banii care trebuia să iau, mi-am cumpărat pe de asta ne se scuia, spuneți-mi, ca să ajungi campion în columbofilie, considerați că îți trebuie și puțin noroc sau n-ai nevoie? Trebuie și noroc. Când îți trebuie? Când îți faci perechile de matcă? Când faci perechile și mai și la concurs trebuie să mai ai noroc. Să mai vină, să nu-l agațe ceva, da, nu? Da, să ții între ăla care trebuie, cum e? Da, trebuie să îți vină altul care n-a făcut nimic până la etapa aia. Și strică clasamentul. Da. unui tânăr care s-ar apuca în prezent de porumbei, ce sfaturi ați da? Cu ce porumbei să înceapă? De unde să și ia? Dacă să înceapă cu bătrâni sau cu tine sau cu pui? Poate să-și cumpere pui, părerea mea, de la un columbofil care zboară cap-coadă, să-l urmărească. Din zona lui să fie sau nu neapărat? Lui, da, să-l urmărească. Și din altă parte, dar în altă zonă, nu cred că are timp să urmărească porumbei pe fiecare în parte. Așa fiind în zona lui, se mai duce pe la el, mai face o vizită. Și atunci poate să spună că iau un porumbel din porumbei care sunt consacrați. Așa e. Și unul care vrea să se ia, să se ia toamna cu pui din porumbeii care au rămas la concursuri. Aia sunt cei mai concludenți. Să ia și folosească drept matcă pentru anul următor, nu? Drept matcă, sau dacă poate să-i zboare, să-i lase să iasă afară și anul următor să-i zboare câteva etape. Nu să-i arunce la 500, 400, 200, 300. Și cu ce numeri? Mai mici? Mulți, mai puțini? Păi nu, mai puțin, nu mai mulți. Puțin. Nu mulți, că dacă ți-ai mulți, nu e bine să aduci mai multe crescătorii. Una, două, riscul cel mult? Riscul mare la bol. La bol, nu? Bol. Da. Aducând în mamele crescătorii, riscul e mult mai mare să se mulgească porumbei. Da. Da. Pasiunea asta columbofilia, spuneți, o moșteniți de la cineva din familie sau? Nu, de mic. De mic, nu? Nu, de mic. De mic am avut porumbei, mi-a plăcut de mic. Vă lăsau părinții să vă luați de porumbei sau nu? Nu. Îi ascundeați în tot felul de cotețe, cum făceați? Nu, e că... mi-a tăiat la un moment dat și nu mai m-am dus la școală, că spune toată lumea și știe. Despărarea, nu? Da, așa. A văzut că nu mai m-am dus la școală. A zis, bă, 3 zile nu m-am dus. După 3 zile mi-a cumpărat porumbei și m-am dus la școală. Și am învățat și bine. Chiar foarte bine. Bravo, super, frumos. Porumbei a fost cu treaba lor. E o pasiune frumoasă, nu? Da, da. Te ține acasă. Când ajung acasă, mă delectez. Este? Cât stați între ei în timpul concursurilor? Cam puțin. Cam puțin? Dacă vin târziu acasă, dar când vin acasă, primul lucru, vorbesc cu soția și cu voi și imediat mă duc la ei. Dimineața apucat să antrenați ceva la ei? Când e timp, când se luminează mai devreme, da. Vara, adică da. Așa, acum e cam... Da. Nu prea aveți timp să le dați drumul. Le dau drumul. Da, te le pun la intrare să intre și să nu mai iasă și am plecat la servici. Până vin, asta e. Da. Nu se ocupă nimeni de ei. Le puneți apă, mâncare și atât, nu? Apă, mâncare și știu eu că nu... Ce fac eu cu mâna mea e sfânt. Așa, da. Da. Vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitatea, domnul Tănăsescu. Vă felicit pentru pasiunea asta deosebită columbofilă, pentru toată munca pe care o depuneți. Știu că munciți mult la ei, este? Este. Din toate punctele de vedere, și fizic, crescător, și... antrenor, doctor, toate funcțiile. Le dețineți în crescătorie, nu? Da. Și vă doresc mult succes în continuare. Mulțumesc și dumneavoastră. Cu sănătate, numai bine. Aici,